accept provocarea Departamentului de Tineret din Moldova. Timp de 30 de zile, dimineața și seara, voi citi cartea prorocului Ieremia. Astăzi îți lansez această provocare și ție. Dacă iubești să afli ceva nou, dacă dorești să-ți testezi capacitatea minții și să cultivi obiceiuri nobile, să primești bine binecuvântări divine, atunci această provocare e pentru tine. Din 23 aprilie până pe 23 mai al acestui an, dimineața și seara, citește Biblia, citește cartea prorocului Ieremia. Ce trebuie să faci? Exprimeți dorința de a participa în proiect și înregistrează-te pe linkul de mai jos. Citește Biblia conform planului care va fi publicat în fiecare zi pe canalul de Telegram. Distribuie pe rețelele de socializare textele care te inspiră folosind hashtagul Bible Challenge 2022. Participă la proiectul O zi cu Biblia în mână pe data de 23 mai. Așadar, primește provocarea. Just do it!